Cel mai important lucru este totuși să nu avem spitale pline, să nu deschidem noi secții și să nu întoarcem medicii la muncă non-stop și să putem redeschide școlile și în continuare să activeze grădinițele, precum și să putem organiza evenimente mici, dispersate, inclusiv în susținerea producătorilor autohtoni la târgurile pe care le organizăm și agenții economici să-și desfășoare activitatea. De asemenea, Ceban a mai anunțat că forul economic planificat pentru a fi organizat în luna octombrie va fi amânat până la primăvară. La acest eveniment urma să fie prezent circa 600 de persoane, atât din țară cât și de peste hotare.